Vă rog să-mi permiteți. Vă rog, dați. Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte. Dați voie domnului Diamandescu să răspundă. S-a făcut aprecierea că nu știm ce avem de făcut. Ne cunoaștem foarte bine meseria, știm ce avem de făcut, însă dacă vom folosi forțele pe stradă, asta a fost precizarea care am făcut-o, nu mai avem alte efective care să ocupe și de evenimente. Meseria ne-o cunoaștem bine și avem cazuri nenumărate, rezolvate în capitală, bine cunoscute poate dumneavoastră tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc. Domnilor, dacă vrem să manifestăm exigență față de forțele de ordine, aici, în această adunare a celor care au pretenția de a reprezenta puterea de stat în această situație de provizorat și care nu manifestă nici cea mai mică exigență față de cei care încalcă ordinea publică și în schimb sunt gata să scormonească ca să găsească tot ce se poate pe seama organelor de ordine, niciodată organele de ordine nu-și vor putea face datoria. Trebuie ca să manifestăm răspundere la toate nivelele și în primul rând oamenii politici care vor să-și asume răspundere în această țară. Ce fel de răspundere? Când încurajăm actele de dezordine, actele de încălcare a normelor elementare de civilizație și de comportament, ce fel de dialog să statornicim cu asemenea oameni, câți ori fie ei, câteva mii, dar sunt 23 de milioane în această țară și care ce vor, domnilor? Noi, în CPUNE, am adoptat o lege electorală pe baza cărora se derulează acum procesul de pregătire a alegerilor. Ei vor să reformeze legea electorală. Cu ce drept? În numele cui? Pe cine reprezintă? Să dialogăm pe așa ceva? Domnule președinte, am votat în acest organism data ținerii alegerilor și mergem în linie dreaptă spre alegeri. Ei vin să ne condiționeze să amânăm alegerile. Că dacă nu o să ne arate ei nouă, că o să avem numai asemenea dezordini. Acesta e comportament civilizat? Asta e răspundere civică? Și noi, oamenii responsabili în acest organism de stat, putem să tratăm cu ușurință asemenea fenomene? Și în loc să dăm creditul necesar organelor de ordine, să dăm credit unor oameni care sunt certați cu ordinea publică, se poate? Ce are asta cu spiritul revoluției? Ce are asta cu spiritul înnoirii? Ce are asta cu spiritul democrației? Cu respectarea libertății, demnității umane? Ce are comun? Alo, domnul președinte. Da, domnul Geamănă, poftiți. Vă rog foarte mult, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a mă numi în această comisie ca reprezentant al Partidului Țărănesc Român, dar întrucât țăranii noștri sunt pe ogoare, eu am refuzat să mă duc, așa că, doamnelor, să treacă în stenogramă, eu n-am trecut acolo, țăranii sunt la muncă. Dumneavoastră au plecat alții pe teren. Domnul Ilescu, de ce este această stare anormală și dumneavoastră din acest sector îi apărat, când noi avem nevoie de liniște, de ordine, de muncă, de disciplină, așa cum ne-am înțeles? De ce vă transformați în avocații și apărătorilor, oameni buni? Sunteți serioși sau nu sunteți serioși? Domnul Ilescu, să ne trezim din nou cu minerii în București să facă ordine în capitală, nu? S-ar putea. Deci să le urăm succes acolo la locul lor de muncă, pe între altele. Just. Vreau să spun următorul lucru. Eu am, mai în glumă, mai în serios, am anunțat acum vreo 4 luni că vreau să fac un partid al timizilor. Se pare că primii care se înscriu în acel partid sunt milițenii care se dau acum timizi și bătuți și nu știu ce. Una. Doi. Părerea mea că ar trebui să vedem mai mulți milițeni seara, noaptea, adică patrulând pe străzile capitale, pentru că ți-e frică să lași o femeie singură prin cartiere mai mărginașe și chiar prin centrul Bucureștiului. Eu azi dimineața am fost șocat de faptul că câteva sute sau mii de polițiști cu pușcă în spinare, domnul Ilescu, și cu căști, pe mine m-a deranjat echipamentul acestor polițiști, să știți. Nu se intimidează, părerea mea că dacă nu aveau pușile în spinare și nu aveau căștile alea de război, poate că nici nu se strângea lumea acolo. Poliția să-și facă datoria și obligatoriu de față cu televiziunea română, domnul Iliescu. Pentru că dacă televiziunea stă acolo și le arată și fețele celor care bat milițeni, că așa am înțeles că au fost bătuți milițeni până acum, vom ști precis ce se întâmplă. Ori dacă aceste demonstrații sunt împrăștiate noaptea, va plana totdeauna un dubiu asupra lucrurilor.
De acum încolo, deci televiziunea română să fie, domnule, să întrebe acolo pe acei domni care stau pe trotuar, să întrebe cu ce se ocupă, de ce nu se mută mai spre partea necarosabilă a străzii, nu? Una, deci, poliția să-și facă datoria, nu știu dacă e cazul nostru aici să dezbatem timp de 4 ore dacă 2000 de inși se adună într-un loc în capitală, pentru că mâine se vor aduna în altă parte, domnul Iliescu, și va trebui să convocăm Parlamentul din 3 în 3 zile să dăm populația afară din București, nu? E de preferat în altă parte unde nu deranjează. Da, e adevărat. Nu în plin centru capitalei, în arterele centrale de circulație. Dar încă o dată, cu martor, cu televiziunea, domnul Iliescu, televiziunea să filmeze tot timpul aceea, măcar să, dacă nu-i dă pe post, să aibă înregistrat. Domnul Dinescu, poliția s-a instalat astăzi de dimineață. Perturbarea se produce de duminică în continuu. Așa că să nu acuzăm poliția de aceste aglomerări. Aglomerările au avut loc cu mult înainte, poliția a încercat să facă această protecție a arterei și neavând posibilitatea să intervină și cu forță, cum se întâmplă în Anglia, cum ați văzut foarte bine, n-a reușit. Eu nu acuz poliția, dar v-am spus să se renunțe la acele arme de din spinarea polițiștilor. Seara să le poarte dacă vor, dar nu ziua. Vizabil, domnule. Vă rog, dânsul a cerut mai demult cuvântul, aveți cuvântul, vă rog. Domnilor, prezentați-vă, rog. Vă rog din toată inima, mă prezint cine sunt și pe urmă vă spun. Mă numesc Popa Virgil. Sunt președintele al Partidului Creștin al Libertății și Drepturilor Omului. Nu vreau să mă scot în evidență, dar dacă vreți vă aduc în fața Parlamentului peste 2,5 milioane de alegători. Nu m-am pus să fiu acolo, nu exagerez, nu e așa, nu, vă rog foarte mult, vă rog, nu exagerez, dacă vreți să vă pun la dispoziție. Da. Domnilor, domnilor, îmi permiteți? Vorbiți. Domnilor, vă rog din toată inima, vin de celor care mă susțin nu să fiu aici așa și să vă spun adevărul și le-am făcut dreptate. Nu vă supărați, este un proverb românesc din bătrâni și spune, peștele de la cap se împute, mă iertați că vorbesc așa. Dovada, mă iertați, așa este și este bun. Domnilor, nu vă supărați, vă dau și o dovadă imediat, dar prima dată să vă spun aceste lucruri. Domnilor, dacă în Parlament se produce asemenea neînțelegere și se vede la televiziune, nu numai în țară, că e în direct, ci în străinătate, cum credeți că ne face scotarea noastră? Nu-i, vă rog, trebuie să o spun și aceasta. E acum important. Eu am trecut și prin piața acolo și am înregistrat aici și pot să faceți o comisie să vă pun la dispoziție că și cei care nu-i cunosc, cei care au pus la portavoce, acolo am împins să, și sunt înregistrate aici. Și se poate, da, cine este? Domnilor, nu vă grăbiți, că dacă vă grăbiți, e nenorocire pentru țară și pentru dumneavoastră. Nu vă grăbiți! Domnilor, văd că graba strică treaba, n-aveți decât. Mă veți ține bine minte. Bun. Domnilor, permiteți-mi acum să vă... Vorbiți la microfon, nu vă mai deplasați, domnule. Vorbiți direct în microfon și mai scurt, mai direct. Vă rog frumos să vorbiți fără să dialogați pe sala. Vorbiți cum ce aveți de spus. Nu pot vorbi când e gălăgie. Domnul Popa, treceți direct la temă. Nu. Și vorbiți în microfon, ca să vă auziți. Domnilor, uitați această hârtie. Mă doare și îmi vine să și plâng. Da, mă iertați ca niște copii vorbiți, oameni din Parlament. Mă iertați, da. Și asta e dovada ce este afară. Dacă aici așa este, pe ce vreți afară să fie? Domnilor, uitați aici la această dovadă. Așa cum a vrut să mă cumpere și pe mine, cu câți dolari? Cu mii de dolari și n-am acceptat. Faceți o comisie și mergem la fața locului.
Vă rog, vă rog, uitați cine, vă spun cine. Domnul Rațiu, e trecut, nu rușine, aici am copiat exact partidul care s-a vândut, aici este, aici este. Vă rog, care v-ați citit, vă rog, vă rog. Citește dumneavoastră. La asemenea nu pot, domnule, nu, stați liniștiți atunci, stați liniștiți, asta vreau, tocmai asta vreau. Copilărie. Domnule președinte, a spus că ne vede lumea internațională, păi râde de noi atunci. Asta mă doare. Cine te-a cumpărat? Poftim? Cine te-a cumpărat? E o dovadă aici, aici este dovada. Nu m-a cumpărat. Nu m-a cumpărat. Deputația asta doresc să vadă dacă te-a cumpărat. Citești o dată, domnule. Da, ai calitatea de membru aici? Da, am. Hai, da, poftim. E bine. Domnul, care să vorbească, domnule. Domnul Popa, da. Vorbiți, domnule, direct. Vorbiți, nu mai faceți atâtea pauze. Domnul președinte, la asemenea, tigănie nu se poate. Dacă vorbiți, vă ascultă. Dacă... Da, da, da. Și atunci vă ascultă. Citiți documentul, vă rugăm, alo! Domnul Popa, citiți documentul, domnul! Citiți documentul, domnul Popa! Vă rugăm să lăsați să vorbească, domnul, să citească materialul! Citiți materialul, domnul Popa! Dați-mi-l mie să-l citesc, dacă nu Domnule președinte, stimată adunare, eu propun să se mărească indemnizația pentru cei care participăm aici și dăm așa un spectacol țării. Vă râdeți, dar veți râde mai târziu înghesuiți. Bun. Bine, vă mulțumim. Nu e! Veți dea mai târziu. Nu e amenințare. Este irresponsabilitate. Bun. Este irresponsabilitate. Domnule, nu contestăm. La conducere nu se poate. Domnule, nu contestăm buna credința dumneavoastră, nu domnule. Este democrație, nu este libertate, libertinaj. Domnul, da. Popa, nimeni nu contestă buna credința dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule. Noi vă mulțumim, dar vreți să ne spuneți odată, da, asta așteptăm domnule toată lumea. Spuneți-ne, vă rugăm. Oameni care ascultă stau liniștit, vă stau la dispoziție cu datele exacte, să vedeți realitatea. Domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă spun doar câteva lucruri cu care mai vreți să apară să fie liniște, nu ai ce nu este. Unde este? Unde este? Eu sunt peste 60 de ani. Unde este vârsta de capacitate de urmă? Să judece! Microfon și spun următoarea chestiune. Dacă va mai vorbi cu tare despre mine, o să spun eu despre ăla cu tare și cu tare lucru. De ce nu vine aici la microfon să spună clar și cinstit despre ce e vorba? Ca să nu existe suspiciune înainte de toate între noi. Și după aceea să cerem altora să nu existe această suspiciune. Deci să poftească aici să spună clar și cinstit despre acela. Exactă. Dacă stau lucrurile așa și atât de trist, cred eu că ar trebui ca toți cei de aici să nu lăsăm fără o atitudine o asemenea situație. Deci urmează, practic, să se ia o atitudine colectivă în fața acestui lucru. De ce să așteptăm noi să vină alții să ne facă ordine în casa noastră? În mod normal, ordinea trebuie să fie făcută de cei care sunt în casă. Același lucru e și la nivel de patrie și la nivel de bulevard. Casa noastră este și bulevardul, casa noastră este patria. Trebuie să intrăm, să facem ordine. Dar cum? Cu dialog deschis, spunând cinstit ce știm unul despre altul. Pentru că, așa cum spune
cum spunea colegul antevorbitor, că știe cine știe ce despre cutare. Mâine, poi mâine o să-l vedem ales în fruntea țării. Și atunci ori o să-l șantajeze spunând că știu cutare despre tine, ori dacă nu, acel cineva cu ceea ce știe dânsul o să ne poată să facă un mare rău. Independent. Aș vrea să vă spun câteva lucruri.